Salut! Ce anume face o relație super faină, super puternică, super solidă, în timp, da? În care să existe și prietenie, și respect, și erotism, și pasiune, și să se și construiască ceva împreună, ca o echipă? E bine, Institutul Gottman, după 40 de ani de cercetat cupluri, sute de cupluri, a făcut o hartă extrem de amănunțită a cum arată relațiile alea super șmechere. Și ne învață și pe noi să vedem unde putem să lucrăm în propriile noastre relații, da? Și Gottman spune că sunt 9 mari chestii super mega importante. Sunt 2 stâlpi și 7 etaje. E ca o casă. Cei 2 stâlpi sunt încrederea și angajamentul. Două chestii extrem de importante care se pot construi într-un cuplu sau se pot eroda prin diverse acțiuni ale noastre. Da? Și în cursul nostru Cuplul Alfa o să te învăț cum, dacă dai click, te duci pe pagină, o să-ți prezint tot cursul ăsta de 6 săptămâni. Dar hai să-ți spun mai departe. Fundația sau primul etaj, să spunem așa, al acestei case, care este cuplul nostru, sunt hărțile iubirii. Adică trebuie să cunoști cu lux de amănunte lumea psihologică a celuilalt, pentru că noi spunem celălalt nu-mi acordă atenție, celălalt nu mă ascultă. Păi da, pentru că ar trebui să vii să ridici subiecte sau probleme care sunt de interes comun sau care le interesează și pe celălalt, nu doar pe tine. Hărțile iubirii ne ajută să cunoaștem foarte bine lumea interioară a celuilalt. E un prim pas foarte important și o să vezi că ele se, în timp, se mai schimbă, aceste hărți ale iubirii. Avem alte interese, alte pasiuni, avem alte dorințe, da? Valori, poate. Bun, mai departe, prietenia și admirația. Acestea sunt antidotul pentru lipsa de respect într-un cuplu și astea se construiesc, da? Observă cum lipsa de respect poate să erodeze o relație în timp până o distruge. La fel, prietenia și admirația pot să construiască, să întărească o relație până devine foarte solidă. Apoi, dacă te gândești puțin cu ochii minți așa, cum e viața de cuplu când locuim împreună, observezi că ambii parteneri fac cereri de atenție și conexiune. Cum? Unul exclamă, uau, ai văzut ce-o zis la știri, uau, uite în cartea asta ce se întâmplă, uite în filmul ăla, uau, în bucătărie, uite, am vărsat nu știu ce. Ce face celălalt când unul dintre parteneri cere atenție sau cere conexiune sau spune, hai să ținem în brațe sau hai să stăm împreună sau orice, da? Se spune așa, în cuplurile disfuncționale care se vor despărți, se răspunde la maxim 3 din 10 la aceste cereri. Iar în cuplurile solide, faine, până la 8 din 10 sunt răspunse aceste lucruri. Da? Pentru că putem să fim indiferenți, să tăcem. Celălalt spune, uau, ce zis la știri. Noi tăcem, nu ne interesează. Da? Asta e în cuplurile în care mergi spre divorț sau despărțire. Sau poți să zici, taci din gură că am treabă acum, nu mă mai deranja. Asta înseamnă că te-ai întors împotriva partenerului și asta iar este rău. Sau poți să spui, wow, ia să văd, despre ce e vorba. Da? Asta este un lucru iar și foarte important, este al treilea etaj. Hărțile iubirii, prietenie și admirație, să ne întoarcem înspre partener când ne cere puțin atenție sau o cerere de conexiune. Da? Apoi, cum anume managementuim conflictul. Conflictul este foarte important în cuplu. Dacă nu există deloc negativism și conflict, este rău. Înseamnă că nu mai simte nimic niciunul dintre ei. Deci e foarte important conflictul, dar mai ales e important cum anume îl gestionăm, pentru că dacă bătăile inimii în cuplu ne certăm și crește tensiunea și depășesc bătăile inimii 100 de bătăi pe minut, intră în modul luptă sau fugi creierul, nu mai aud, efectiv, nu mai aud fiziologic, da? Ce să mai și zic de cuvinte, nu mai pot să am empatie, să înțeleg lumea celuilalt, devin agresiv și trebuie ori să fug, dacă ești în casă, nu prea vine să fugi, n-ai unde să fugi, sau devin agresiv și lovesc în celălalt cu furie, cu cuvinte, rănesc, apăs butoane. Și știm toți filmul ăsta, toți trecem prin el. Și spune că sunt cei 4 călăreți ai apocalipsei, da? Care vin și distrug relații. Ăștia sunt indicatorul, cei 4 călăreți ai apocalipsei, critica, apărarea, lipsa de respect și a te împietri. Nu mai simți nimic, nu mai mă uit, unul vorbește, celălalt nu mă interesează. Da? Asta este împietrirea, al patrulea călăreț al apocalipsei. Asta este, acestea patru, dacă apar constant și mult într-un cuplu, într-un conflict, sunt predictori pentru divorț și despărțire. Trebuie să-i înțelegem, să-i lucrăm, asta e tot, nu-i mare lucru. Apoi ce mai avem? Fiecare om are visurile lui. Fiecare partener din cuplu are visurile lui, da? E important să sprijinim și pe celălalt să-și atingă visurile lui. Unele sunt comune, dar unele sunt diferite. E important să ne sprijinim reciproc și de obicei într-un cuplu, unul sprijină mai mult pe celălalt și celălalt nu prea are timp de să-l sprijine. Deci e important să înțelegem și aspectul ăsta, că dacă nu mă simt sprijinit în visurile mele și obiectivele mele, mă simt singur, mă simt abandonat și caut în altă parte și e disfuncțional. Și apoi avem înțelesuri comune și cum anume privesc eu lumea, de exemplu. Eu înțeleg banii într-un fel, sau pe Dumnezeu, da? Sau familia. Partenera mea, iubita mea, înțelege altfel poate lucrurile. Și atunci e important să privim prin aceeași ochelar măcar o parte dintre lucrurile din viață, că dacă avem simțim diferit față de multe lucruri în viața asta și avem valori total diferite, o să fie o schism, o să fie o ruptură între noi. Da? Cam astea sunt stâlpii și etajele pe care se construiește o relație foarte solidă.
Dar fiecare dintre astea necesită abilități dezvoltate. Da? Dă-i click pe link, vezi o pagină de prezentare unde îți arăt cursul meu nou, Cuplul Alpha, timp de 6 săptămâni cu webinarii live în care poți să vii tu și partenerul sau partenera ta, să lucrăm împreună, să dezvoltăm aceste abilități, să facem hărțile astea ale iubirii, să facem chestionare, să ne evaluăm relația, să vedem unde trebuie să lucrăm și unde sunt punctele noastre forte. Da? După cu acest curs de 6 săptămâni, totul va fi altfel. Va dispărea multă toxicitate din relația ta dacă există azi. Mersi mult, ceau, ceau, ne vedem, pa, pa!